Care trebuie să fie avansul pentru un imobil? Știi cum e, recomandat este să fie cât mai mare, pentru că ți, cum îi spune, îți... Atenuează din rate, exact, sau din durată. Din rate și automat că îți face viața mai ușoară ție ulterior. Da, te împrumuți mai puțin. Ele, ca și norme obligatorii date de către bănci sau de către cei de la PNR, sunt 5% pentru prima casă, asta dacă te încadrezi în plafonul acela de 77.500 de euro, și 15% pentru creditele ipotecare, dar cu condiția să nu mai fie, să nu mai ai încă un imobil. Da? Și aici o discuție că, știi cum e, să nu mai ai un imobil. E singura variantă prin care te pot verifica, este doar că să nu mai ai un alt imobil cumpărat cu credit, să poată ei să vadă, da, să te verifice. Da, pentru că nu poți verifica titlul de proprietate. Așa, e un picuț așa, mai de fațadă treaba asta, dar cam astea sunt conțile. Adică 15% să nu, și să nu mai deții un imobil și 25% dacă mai ai în posesie încă un imobil. Da? La fel și la prima casă.